Domnule doctor, sunteți născula țară? Da. Din familie țărani sau intelectuali? De țărani. Și ce părere aveți de situația actuală a țărănimii? Am să vă spun ce părere am despre situația orășenilor. Întrucât la țară nu mai locuiesc practic de la vârsta de 10 ani. Dumnealor lucrează în organele securității, după cum bine știți, dar vă faceți că nu știți. Ei au fost în misiune aici. Ce misiune? Numai noi știm și nu avem nicio intenție să vă divulgăm dumneavoastră. Nu-i așa? Vedeți portbagajul instalat pe capota mașinii din curte? Ei bine, el este instalat acolo pentru că la întoarcere dânsii se poate duce acasă ceva struguri, cartofi, un vinuleț, mă rog, ce s-o mai găsi, dacă s-o mai găsi. Adică la ducere erau pe post de James Bond, la întoarcere pe post de aprozar. Aceasta este la ora actuală situația orășanului din România. Și încă cel mai privilegiat, care este securistul. Ești dat dracului, doctore. Te fac un bruderschaft. Nu, mulțumesc, nu e genul meu. Părinte, dacă nu cânți acum, să fiu al dracu dacă nu-ți închid biserica. Declar morimă epidemie locală, îți închid biserica și te lași șober. Te trimit la muncile agricole. Ce să cânt, comandant?